3 ianuarie. Afară sunt vreo 13-14 grade. Albinuțele aduc polen de la muștar, v-am arătat ieri. Altele caută apă prin iarbă. Vedeți, am un fel de rouă pe aici pe iarbă. Ia să vedem dacă se poate vedea. În stupina Dacia. Frumos, frumos, plăcut afară. O să ne apucăm să-i deschidem pe fiecare. Facem un afumător. Vedem care e viu, care nu e viu. Facem curățenie pe aici prin stupină. Văd activitate aproape la fiecare. La ăsta nu văd, dar poate că încă nu văd. Uite, acolo este activitate. Dincolo este iarăși frumos. Trebuie să vedem dacă e cu puiet. Hop, și o albină cu polen. Trebuie să vedem dacă are puiet. Dacă nu are, uite și acolo. Și dincolo lucrează. Foarte fain. Bun. Aprindem un afumător și venim să-i vizităm. Uite, nici asta parcă nu lucrează. Deși, după cum se vede, soarele bate pe el. E călduț acolo. Văd că intră polen. Foarte frumos. Și acolo. Și dincolo un polistiren. Foarte tare. Foarte tare. Ia să vedem. Stupul cu matcă chinezească, ce zice el? Zice că e bine. Lucrează. Ne uităm să vedem cum a consumat turta. Dacă vă amintiți, la asta i-am pus o turtă de zahăr, una pifonda. Meru. O să-l vizităm și pe el. Văd că și el are activitate faină. Uite cu polen. Uite. Și cu polen. Și la apă. Aici este un pic de apă pe stup, dacă se vede. Bun. Revin cu fumul. Bun, și acum am făcut un fumuleț. Ia să vedem. Stupi. E bun. Am așa un picuț de carton, un picuț de frunze. Puțin. Ia să vedem. Hai să mergem la stupul mer. Odată. Sau nu merge? Merge. E bun. Opa. Un pic de umiditate în el. Vedeți, cred că o curs de pe folie. Nu știu de ce. Văd aici un limas. Uite aici încă unul. Trebuie să-l spăl. Hrănitorul ăsta. Vedem cum stă el cu proviziile. Vedem cum stă cu puietul. Are sau nu are. Hai să vedem. Meu. Merge, cam greu, dar merge. Așa. Ia să vedem. Hrana văd că are. Văd că nu a consumat. Uite, ramele. Plină. Și următoare.
Uibu, ui, aici, 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 aici. Și asta e o ramă neagră, o să mă uit pe ea. Deci pe ea o să fie primul puiet, pe ramele neagre. Uite matca. Ia să dăm un pic. Așa. Opa. Se vede o matcă frumoasă. Da. Da, văd ouă, larve, tot ce trebuie. Și aici iarăși. Se pare că sezonul a picul început. Ia să mai luăm o ramă. Lăsăm asta aici așa frumos, care are matca. Mai luăm o ramă. Colonia merge și în corpul de jos, cât se poate vedea. Oi, oi, oi. Văd că aici și mai și. Uite. Gata, nu mai stau. Mă uit și acolo. Nu este căpăcit. Poate că este ouă și larvar. Uite matca acolo. Punem cu grijă la loc. Punem hrănitorul. Nici nu știu. Să-i aduc o turtă proteică. Cred că am să-i pun un podișor. Dar nu, acum la următorul control. Așa. Folia asta. O, făcut un pic de condens. Problema e că astăzi e vreme bună, dar au fost zile cu ploaie zilele trecute și n-ai ce face când plouă, să faci umiditate în stup, că vrei, că nu vrei. Ia să vedem. Șubărul, la asta i-am pus șubăr. Să vedem ce găsim pe șubăr. Nu l-am scos de când am venit. Deci, pe el putem să găsim orice. Tratament nu mai are. V-am prezentat atunci când le-am scos. Ia să vedem. Dacă vedem ceva, să-mi scot eu telefonul din ham. Să mă duc mai aproape, că nici eu cu ochii liberi nu văd. Dacă este vreo varouă sau nu. Nu văd. Să mai vin și pe partea asta. Albii de moarte văd. Vă dați seama. Cam asta e ce se vede al bine morte. Dar vreau să văd varoa. Eu nu văd. Poate că or fi și nu apar mie în ochi, dar nu văd. Nu văd. Cam asta e mizeria care o făcut-o el. O să-l curăț un pic. Uite așa un pic de iarbă. Cam așa. Aproximativ. Și-l pun înapoi.
cam așa. Ia să mergem la ăsta cheie cu matcă chinezească. După aia nu știu dacă mă mai ține bateria.